seara, doamnelor și domnilor, suntem aici în Mamaia, în cel mai frumos loc, adică pe terasa hotelului Palm Beach. Și a venit momentul mult așteptat de dumneavoastră, deja am început cu emoții pentru că suntem, așa cum bine v-ați dat seama, la finala cea mare a concursului Miss Plaja 2009! Și în această finală avem alături de noi 30 de tinere concurente, sunt foarte frumoase. Ele au fost alese pe parcursul a 10 ediții de preselecție. În această seară o vom cunoaște în sfârșit pe câștigătoarea titlului Miss Plaja 2009. Eu am mare emoții. Tu, Gabriel, te deja descurci? Deja am început să mă bâlbui, deja îmi tremură picioarele. Vreau și eu să văd cine va lua până la urmă acel contract de 5.000 de euro cu agenția Luna din Miele. Nu mai vorbim mult pentru că avem mult de jurizat, onorat juriu. O să vedeți un juriu foarte numeros astăzi seară, și bărbați, dar și femei și doamne, Miss, multe personalități. Îi dăm drumul concursului să pornească domnișoarele și să le cunoaștem pe cele 30 de finaliste. Pornește domnișoara cu numărul 1, se numește Ana Maria Ocheană, este din București, are 22 de ani. Ea a participat la ediția a 8-a, a luat Miss Palm Beach. Spune că la mare s-a distrat la maxim și foarte important, a intrat la un master unde și-a dorit. Concurenta cu numărul 2 se numește Laura Arsene. Are 16 ani și este din București. Ea a participat la ediția cu numărul 9 și a câștigat titlul de Miss Telegenica. Cea mai mare realizare, faptul că a reușit să-și publice poeziile în câteva reviste. Deja se apropie numărul 3 în aplauzele spectatorilor și telespectatorilor noștri. Se numește Andreea Ivan, are 16 ani, este din Fetești, a participat la ediția 3-a și a luat locul 3. Și aici a căpătat multă încredere, spune ea. Urmează concurenta cu numărul 4, Ioana Florina Boboc. Are 18 ani și este din București. Ioana a participat la ediția cu numărul 1 și a câștigat Miss Plaja locul 1. Numărul 5 coboară Georgiana Constantin, 15 ani, din București. A participat la ediția 1 și a câștigat Miss Palm Beach. A participat și la Color Dream la Annual Fashion Show. Concurenta cu numărul 6 se numește Violeta Sorinela Angel. Are 18 ani și este din Fetești. A participat la ediția cu numărul 2, câștigând Miss Plaja locul 2. Cea mai mare realizare a luat Miss Fetești și locul 2 la Miss Sud-Est. Numărul 7 se apropie, doamnelor și domnilor, Mădălina Alina Aciobăniței. Are 17 ani, este din București, a participat la ediția a 2-a și a câștigat Miss Eleganța. Și spunea că și-a făcut prietene noi și, bineînțeles, a căpătat încredere la Miss Plaja. Concurenta cu numărul 8 se numește Mihaela Catinca Giosanu. Are 17 ani și este din București. Mihaela a participat la ediția cu numărul 4, câștigând titlul de Miss Telegenica. Cea mai mare realizare a concurentei cu numărul 8, faptul că a reușit să facă o carieră în modeling. Numărul 9, Gianina Vesa. Aplauze și pentru Gianina, are 21 de ani și este din Deva. A participat la ediția 4-a și a câștigat Miss Bronzata. Și spunea că la Miss Plaja a petrecut cele mai frumoase momente vara aceasta. Să o aplaudăm și pe concurenta cu numărul 10, Diana Coconcea. Are 19 ani și este din orașul Mihail Cogălnicianu. Diana a participat la ediția cu numărul 5 și a câștigat Miss Plaja locul 3. Cea mai mare realizare, faptul că are părinții și iubitul aproape. Numărul 11 se apropie Cristina Giurgescu, are 17 ani, este din București, a participat la ediția 4-a și a luat locul 1. În această vară, spunea, sunt fericită că am cunoscut-o pe doamna Eli Sultan, creatoarea, care mi-a oferit această rochie în această seară. Urmează concurenta cu numărul 12, Dănuța Răduță. Are 16 ani și este din Fetești. Dănuța a participat la ediția cu numărul 9 și a câștigat Miss Plaja locul 2. Cea mai mare realizare a concurentei,
faptul că a câștigat Miss Boboc și locul 2 la Miss Fetești. Numărul 13, Georgiana Cerniska, 17 ani, din Caransebeș, a participat la ediția 8-a și a luat locul 2. Bineînțeles, și ea a câștigat la Miss Plaja până acum multă experiență, vedem mai departe ce va câștiga. Concurenta cu numărul 14, Andreea Irina Enășel, are 21 de ani și este din Bacău. A participat la ediția cu numărul 7 și a câștigat locul 2. Numărul 15, Ana Maria Moța, 17 ani, este din Mangalia, a participat la ediția 7-a și a luat locul 3. Pe lângă ocazia deosebită de a defila pe podiumul Miss Plaja, am avut șansa de a participa în direct și la o emisiune TV. Urmează concurenta cu numărul 16, ea se numește Nicoleta Dospinescu. Are 19 ani și este din Moinești. A participat la ediția cu numărul 8, câștigând titlul de Miss Simpatica. Ia să vedem ce a însemnat Miss Plaja pentru ea, a fost prima apariție la TV. Numărul 17, Daniela Ursache, are 18 ani, este din Buzău și a participat la ediția a 10-a, câștigând locul 2. Am cunoscut persoane cu caractere diferite, locul 1 la un concurs de pictură. Concurenta cu numărul 18, Amalia Chișavu, are 15 ani și este din Târgoviște. Amalia a participat la ediția cu numărul 1 și a câștigat Miss Plaja locul 2. Cea mai mare realizare, iubește și este iubită de cea mai importantă persoană din viața ei. Numărul 19, Florina Mădălina Dospinescu, 23 de ani, din Moinești, a participat tot la ediția a 8-a și a câștigat Miss Eleganța. Apariția pentru prima dată la un concurs de frumusețe. Este pentru prima dată când ea participă pe un podium. Concurenta cu numărul 20, Ioana Valentina Mirea, are 15 ani și este din Constanța. Ioana a participat la ediția cu numărul 3 și a câștigat titlul de Miss Plaja locul 2. Numărul 21 se numește Ruxandra Băja, 20 de ani, din turnul Măgurele, ediția a doua, locul întâi Miss Plaja. Cum a fost experiența? Prin intermediul concursului Miss Plaja am ajuns în emisiunea actorului Gabriel n-am pus-o eu să scrie așa, să știți. Da. Concurenta cu numărul 22, Oana Câșlariu, are 20 de ani și este din Botoșani. Oana a participat la ediția cu numărul 5 și a câștigat titlul Miss Telegenica. Numărul 23, Alexandra Mădălina Corciovei, are 15 ani, este din București, a participat la ediția 6-a și a luat locul 1. M-am distrat și a fost o experiență unică până acum. Cu numărul 24 se apropie spre dumneavoastră Cornelia Pintilie, are 19 ani și este din Brașov. Cornelia a participat la ediția cu numărul 9, câștigând titlul de Miss Palm Beach. Și pornește numărul 25, Andreea Nițu, are 21 de ani, este din Ploiești, a participat la ediția 9 și a luat locul 1, aplauze pentru locul 1. Și spune ea, am colaborat cu cei mai valoroși oameni din România, spune ea, exagerând puțin, bineînțeles. Urmează concurenta cu numărul 26, Paula Elena Enache. Are 17 ani și este din Târgoviște. Ea a participat la ediția cu numărul 6 și a câștigat titlul de Miss Eleganța. Cea mai mare realizare a Elenei, faptul că este manechin. Ne spune despre experiența Miss Plaja că a fost foarte plăcută pentru că a cunoscut foarte multe persoane noi și și-a făcut multe prietene. 27, în aplauzele dumneavoastră, Florina Valentina Trandafir. 16 ani, din București, a participat la ediția 8-a și a luat tot locul 1. M-am distrat și a fost superb la mare. În aplauzele dumneavoastră, concurenta cu numărul 28, Diana Gabriela Găletușă, are 16 ani și este din Galați. Ea a participat la ediția cu numărul 5 și a câștigat titlul de Miss Palm Beach. Numărul 29 se numește Andra Mirea, are 22 de ani și este din Oradea.
a participat la ediția a 5-a și a luat tot locul întâi. M-am distrat și mi-am făcut multe prietene la Miss Plaja și am terminat facultatea de geografie și în plus am luat și permisul de conducere, feriți-vă de ea. Concurenta cu numărul 30 se numește Sabrina Mihaela Manea, are 18 ani și este din Călăraș. A participat la ediția cu numărul 9 și a câștigat titlul de Miss Eleganța. Cea mai mare realizare, faptul că a ajutat-o pe mama ei să învingă cancerul. Acestea sunt cele 30 de finaliste. Vor fi astă seară cele mai importante premii de la Miss Plaja. Să vedem ce va decide juriul, cât timp fetele noastre se vor schimba. Noi vă vom prezenta juriul. Avem 10 membri, 9 membri și cu președintele 10. Imediat îi cunoaștem după ce vedem un scurt material cu domnișoarele noastre, care bineînțeles au umblat și ele săptămâna aceasta hai hui pe aici, pe la mare. Blonda. Cum e soare? Foarte frumos. E foarte bine aici la De plajă. De ce tu n-am bronzat mult? Poftim? De ce nu te-a bronzat? Pentru că nu am fost așa des la plajă. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Bonjour. Bonjour. Or, ciao. 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 Ce vrei? Ce ai câștigat tu? Locul 2. Miss Plaja locul 2. Ce ediția a șaptea. Așa? Cum concurența, cum faci? Că sunt foarte mulți fete. Păi suntem foarte multe fete, multe sunt frumoase, nu port invidie pe niciuna și na, să câștige cine merită, într-adevăr, nu? Sex bomb, sex bomb, yeah. You're my sex bomb. Blonda. Eu sunt aici prezentă. Bruneta. Da. Creața. Creața naturală. Creața naturală. Ce faci, blonda? Încerc să mă bronzez, că am schimbat costumul de baie și am zone nebronzate. Nu, fac topless? Încă nu. Încă nu. Poate mâine, eu știu. Mai așteptăm și noi, puțin. Da, încă puțin. Sperăm, ok? Da, eu știu, mai vedem. O să așteptăm mai puțin? Mâine. Mâine. You can keep me more and more, counting up a score. Yeah, you can turn me upside down. De acum m-am apucat. Acum am băgat? E pentru prima oară. Cum e aici? E minunat, e superb. O plajă plină de fete frumoase. Miss Plaja Domino! Turn me on,
toate fetele de acasă care cred că sunt frumoase și vor să vină la mare, să vină la Miss Plaja să se distreze. Doamnelor și domnilor, moment sobru, moment solemn, moment de mare, mare tristețe pentru concurentele care nu vor fi premiate, pentru că acum vom cunoaște juriu. Iulia, cu cine îmi dai voie să încep? În această seară ți l-am lăsat ție pe prietenul meu, George, așadar, așa că te rog să începi dragi prezentarea. Dragi telespectatori, prietenul nostru, George, hair stylistul pe care l-ați tot văzut. Bună seara, domnule George. Bună seara, bine v-am găsit. Mulțumim și să sperăm că astă seară sunteți, ca de obicei, pe poziție, pentru că e seara cea mare. Cu siguranță. Mulțumim. Ne onorează cu prezența în această seară și prințul Andrei Rațiu. Bună seara. Ne bucurăm să vă avem alături de noi. Lângă Maria sa, prințul, se află domnișoara Andreea Buga, Miss Telegenica anul trecut. Eu am fost președintele juriului, nu știu cum mi-am dat, dar i-am dat. Bună seara, bună seara. Bine ați venit. Alături de Andreea, domnul Nicu Popa, de la Corsa Trans, nu mai e nevoie de nicio prezentare. Colegul meu, Gabriel, mi-a spus că este pentru cunoscători. Să nu-și pui corsarul, că se supără. Bună seara, bună seara. Să ne trăiți, bine ați venit. Lângă domnul Popa, direct de la Milano, un mare producător de televiziune, se numește Pino Cala. Bună seara, senior. Grazie, bună seara. Bună seara. Următorul membru al juriului, domnul Claudio, de la agenția New Faces Milano, deja îl cunoașteți, a fost alături de noi pe parcursul mai multor ediții, să-i urăm bună seara. Bună seara, senior Claudio. Bună seara, grazie. Lângă senior Claudio a venit din nou și astă seară tocmai pentru a fi de față și la marea finală cel mai mare avocat din România, după simpatica mea părere, a venit însoțit de garda sa de corp. Garda sa de corp, Lucas. Bună seara, domnule Cladoveanu. Bine ați venit. Cu nepoțelul Lucas a venit să se uite după fete la numai 5 ani. Dacă e posibil așa ceva, asta este, doar se uită. Bună seara. Mate. Bine ați venit. Îi urăm bună seara și domnișoarei Daniela Nimirceag, Miss Brăila. Ne bucurăm că vă avem în această seară alături de noi și sperăm că le veți da câteva sfaturi fetelor, pentru că au emoții și au mare nevoie de sfaturile dumneavoastră. Bună seara și bine v-am regăsit. Cu siguranță o să le dau câteva sfaturi. Sărut, bună, mulțumim. Și ultimul de data aceasta, cel din urmă, însuși președintele juriului, Cristian Șofron. Bună seara, bună seara. Doar două secunde o să vă repez din timp. Vreau să mulțumesc juriului aici prezent. Vreau să mulțumesc de asemenea colegilor de juri care au fost alături de mine pe parcursul acestor ediții. Noi am încercat să ne facem treaba cât mai onest cu putință și cred că am și reușit. Rezultatele se vor vedea astă seara. După ce le-ați admirat pe fete în aceste ținute elegante, e timpul să vi le prezentăm într-o altă manieră. Gabriel, urmează proba ta preferată. Serios? Costume de baie? Nu, te-am păcălit. Trebuie să urmărim proba costumelor sport. Te dau afară. Hai repede, proba costumelor sport, să trecem repede și să trecem apoi la costumele de baie și să vedem premiantele. Primele trei domnișoare se apropie pentru a le vedea. Le-ați văzut în rochițe. Acum le vedeți puțin mai dezbrăcate, apoi foarte dezbrăcate, adică în costumă de baie și apoi și atât. Și atât, cam atât. Iulia, cred că va trebui să ne facem o datorie de onoare, să mai amintim încă o dată care sunt marile premii de la Miss Plaja pentru cei care au uitat sau pentru domnișoarele noastre care cu siguranță că și-amintesc, dar vor să mai audă încă o dată premiile cele mari. Deci, câte premii avem noi astăzi și câte fete vor fi premiate? În această seară avem foarte multe surprize, foarte multe titluri, este vorba de 13. 13 fete vor fi premiate. Bineînțeles că toate aspiră la premiul cel mare și anume contractul de 5.000 de euro cu agenția Luna din Miele. Am înțeles că cineva, cea care va lua locul întâi, va avea un contract cu agenția de 5.000 de euro, da?
Așa este. Într-un an de zile, adică ea își va câștiga acești bani, această sumă, din diferite prezentări la care va fi trimisă de agenție. Trebuie să spunem că avem astăzi ca noutate, sau încă nu putem spune că vor fi 5 fete, în afară de cele 12 premiate, cu titluri de Miss Plaja, Miss Fițoasa, Miss Vacanța, Eleganța, Telegenica, Bronzata și Supărata, vor fi 5 fete care vor pleca la Milano, putem spune, putem de conspira sau încă nu. Cineva de aici, un domn producător, va lua 5 fete unde? La o agenție. Tocmai ai spus că la Milano. Este vorba de agenția New Faces Milano, condusă de domnul Claudio. Atenție! 5 domnișoare vor pleca la Milano și spun încă o dată, sperăm să se întoarcă. Sunt 30 de finaliste, aș vrea să iau juriul la întrebări, însă sunt atât de preocupați. Mă și întreb acum dacă mă uit așa, sunt vii, respiră? Respiră, da. Cel mai preocupat este copilul Lucas, care se uită, uită-te mai sus, te rog, da? Mai, așa, deci puțin mai sus. Cred că nu-l țineți bine, domnul Cladoveanu, pe copil. El se uită la pantofi. Trebuie să te uiți la ținută, da? La ținuta domnișoarelor. Și, bineînțeles, hai să anunțăm, să reamintim care sunt și care au fost sponsorii Miss Plaja. Sponsorii emisiunii Miss Plaja sunt hotelul Palm Beach din Mamaia, site-ul anunțuricase.ro, Casa de Modă Florența și, bineînțeles, agenția Luna din Miele. Și bineînțeles, cei care mă îmbracă pe mine, www.ginere.ro. Ultimele 3 domnișoare defilează și se apropie de dumneavoastră. Le-ați cunoscut, le-ați notat, ele zâmbesc, merg frumos, măcar până la final au înțeles că trebuie să zâmbească și să meargă normal. Așa că lăsăm în continuare juriul să gândească și mai vedem un material. Iulia, ne mai arătați ceva? Ce ne mai arătați? Ești curios să vezi ce au făcut fetele, nu? Da, da. Hai să vedem pe unde au mai umblat săptămâna aceasta, timp în care juriul va da o notă și aștept să le vedem în costumele de baie. Am ajuns în finală, unde distracția este întoi. Am foarte multe emoții și sper să câștig unul dintre premii. Bună, sunt Georgiana și sunt foarte, foarte fericită că sunt aici în seara asta și o să petrec niște zile minunate atât de domnul Chermani și de fete de la Miss Plaja. Abia aștept să vină seara concursului și să te câștig ceva. We'll be right back.
acest moment, fetele vor defila în sfârșit, spun de fiecare dată, pentru că visez și le visez și noaptea în proba mea preferată, costume de baie! Iulia, cheamă-le tu la apel și hai să înceapă proba și să luăm și juriul la întrebări, să aflăm ce părere și-au făcut până acum. Prima concurentă poate păși spre noi. Haideți să auzim, onorați jurați, aveți microfoane. Hai să vedem, la întâmplare, domnule Cladoveanu, luați primul microfonul, că a întins copilul mâna. Haideți să ne spuneți o părere personală până acum așa. Superbism. Superbism. Asta a zis copilul sau spuneți dumneavoastră? Ambii amândoi. Eu n-am spus nimic. zice copilul, vă trădează. Spune despre doi. Cum ți se pare fata doi? Ia uită-te atent și zine. Frumos. Nu prea știu. Domnule Cladoveanu, doar atât, un singur cuvânt? Numai Ceaușescu a spus două atunci când a fost întrebat. Ce părere are despre aparhat? Zice doar două cuvinte. Exclus. Exclus. Așa că mă rezum la... Așa că... La întâmplare, pasați microfonul domnișoarei Nimirceag, doamnei Nimirceag, Miss Brăila. Ca Miss bănuiesc că are multe păreri și multe întrebări sau... Ia încă o dată se dovedește că avem foarte multe fete frumoase în România. Da. Și chiar o să fie foarte greu în această seară pentru noi să luăm o hotărâre. Sunt foarte multe fete frumoase pe această scenă în această seară. Așa este, mulțumim, aplauze, vă rugăm, publicul, spectator, sunt mii de oameni aici la Mamaia, aici pe plajă și la noi pe terasa hotelului Palm Beach. La întâmplare, domnule președinte, ați luat microfonul, mă iertați, am tăcut. Și... Dragii mei, e greu de spus ceva nou despre frumos, atâta timp cât mulți înțelepți ai lumii ăstea au încercat să o facă și nu prea au reușit. Cred că sarcina noastră este să încercăm să-l recreăm de fiecare dată și mai ales să-l privim, așa că să-l privim, nu? Așa este. La întâmplare, prințul ne spune ceva. Aruncați cu un microfon spre măria sa. Cu siguranță că are ceva de comentat, pentru că l-am văzut, s-a uitat la mine. Vă rog. Comentez împreună cu colegii mei de juriu, da, și sper să reușim un titlu de Miss acelea care merită în această seară. Sunteți toți la unison sau deja acolo s-au făcut, cum se spune pe românește, bisericuțe? Unii vreți ceva, alții altceva și văd tot luptați. Este normal ca fiecare să susțină părerea, dar cu siguranță în final va ieși ceea ce trebuie. Am înțeles. A spus ceva, domnule Cladoveanu, dar nu am... Am spus că ne ferim de italieni, de vecinii mei care sunt cu echipele să le duc acolo. Am înțeles. Buonasera, senior Claudio. Iulia, ajută-mă că italiana, la ora de italian am lipsit, te rog. Qual è la più bella, signor Claudio? È molto difficile. Noi dopo premieremo alcune con un premio speciale, quindi... Lo vediamo dopo. Vedem mai târziu. Da, o va oferi asta. Premii speciale, nu știe cui, încă mai târziu vom afla. George, s-a repes la prinț și a luat microfonul din mână. Hai să te auzim, George. În primul rând mi-a făcut plăcere să fiu alături de voi. Fetele sunt superbe, atmosfera e plăcută. Prezentatorii deosebiți, mulțumim! Cei mulțumim. Mai deosebiți? Aștiu să faceți atmosferă. Ce să spun? Sper din tot sufletul să fiu chemat și la anul. Mi-a făcut mare, mare, mare plăcere. Sper din tot sufletul ca toate fetele de aici să plece cu un zâmbet pe buze, cu o amintire frumoasă și cele mai norocoase și cu un premiu. Doamne ajută! Domnișoara Andreea Buga, Miss Telegenica anul trecut sau acum 2 ani, nu mai mi-amintesc pentru că au fost și sunteți atât de multe că nu pot să țin minte pe nimeni. Îmi cer scuze. Cum e? Cum vi se pare? Sunt mai frumoase ca cele de anul trecut? Sunt mai... cum? În general, fetele, pe zi ce trece, apar fete mult mai frumoase și nu prea pot să-mi dau cu părerea. Toate sunt la fel de frumoase și e greu de... Mai aveți emoții? Încă mai simțiți fiorul?
când pășați pe scenă sau sunteți total relaxată și spuneți așa, ia să vadă și ele cum e? Acum nu mai am nicio treabă, la început am fost ca ele. Iulia, uite, domnul Popa se uită la tine și zice, mă, v-au luat la întrebări, Fătu sau Iulia? Cred că Iulia, domnul Popa. Ia Iulia, ia la întrebări, te rog. Ați fost alături de noi pe parcursul a două ediții. Spuneți-ne cu ce impresie ați rămas după Miss Plaja. Deși sunt foarte concentrat să mă uit la fete, am o părere foarte bună. Veți reveni și anul viitor? Dacă o să fiu chemat, cu toată plăcerea. Dacă sunteți tot acea echipă, bineînțeles. În afară depinde dacă, de, dacă de domnul vom face... Daniel, în afară că ne ceartă. Dacă vom face proiectul Gabriel, acela... Gabriel ne ceartă și nu... N-ar fi. Dacă vom face proiectul acela cu teatru despre care am vorbit, mai vedem. Teatru? Teatru ce e la teatru? Nu da, știm ce-i teatru. Am înțeles. Aici e mis. Da, deci la anul nu se mai poate. Doamna Antonio. Senior Pino Cala. Si. Le parlo in italiano. No, ma è ok. Okay. Dico, la televisione italiana è forse la più importante e più ricca in questo momento d'Europa. Io qui vedo tantissime belle ragazze, a Milano ce ne sono tantissime, però qui ci sono dei volti nuovi, freschi. Giulia, ce dice? Dânsul ne spune că televiziunea italiană la acest moment este una dintre cele mai importante. După noi, după OTV. Natural. Aici în România sunt foarte multe fete frumoase. Sunt și în Milano la fel de multe fete frumoase. Dar aici dânsul simte un aer așa de tinerețe, de proaspăt. E qui ci sono almeno 5-6 ragazze che potrebbero avere molto successo a Milano. Sunt aici 5-6 fete care vor avea succes cu siguranță la Milano. O, Doamne, care va fi aceea? Care vor fi cele 5-6? Acum, probabil, fetele se vor întreba sau se vor ruga, Doamne, să mă rog să iau Miss Plaja locul 1, 2, 3 sau ce mai fi, sau să mă rog să nu iau titluri de la Miss Plaja și să plec la Milano. Ce vă doriți oare? De a-și putea să fiu în mintea lor? O, Doamne, greu. Lucas, tu... Cine alegi locul întâi? Ia să vedem. Te-ai uitat la fiecare? Ai văzut? Le-ai văzut numerele? Ce crezi tu? Numărul... A spus un număr, copilul, nu am auzit. Am auzit, de fapt, dar mă fac virgulă că nu am auzit pentru ca să nu influențez. E bine să lăsăm... Surpriza finală, domnișoara cu numărul 29 s-a aliniat rândului. Și cine urmează, Iulia? Urmează ultima concurentă din această seară, numărul 30. În aplauzele furtunoase ale dumneavoastră. Acestea au fost încă o dată. Mai vedem un ultim material filmat cu fetele noastre, cu finalistele Miss Plaja 2009 și apoi să trecem să le unele acasă și unele la Milano și unele cu bani și o să fie nebunie. Hai să vedem!
Și am ajuns, dragi prieteni, în sfârșit la marea finală, la momentul final, la premiile cele mai importante și să vedem în acest moment cine va fi Miss Plaja 2009. Avem 13 premiante plus încă 5 fete alese și votate de domnii din Italia, vor pleca la Milano, vor colabora și vor lucra acolo. Să începem cu primul premiu. Iulia, ești pregătită? Sigur că sunt. Are emoții? Am aici diplomele pe care le voi înmâna câștigătoarelor. Are emoții mai mari decât participantele noastre. Hai să vedem. 13 cu 5, 18. Mai mult de jumătate vor fi premiate. Totuși cineva va pierde. Asta este o competiție. Începem cu premiul Miss Palm Beach. În această seară, Miss Palm Beach 2009, doamnelor și domnilor, numărul 24! Concurenta cu numărul 24 se numește Cornelia Pintilie. Acum mă voi îndrepta spre ea și o să-i înmânez diploma. Felicitări! Felicitări și din partea noastră și din partea telespectatorilor. Un alt premiu important, al doilea premiu în această seară, Miss Bronzata. Miss Bronzata, probabil cine, numai că juriul a decis așa. 20 Miss Bronzata 2009. Felicitări, Ioana Valentina Mirea. Aceasta este diploma ta, felicitări. Un alt premiu la fel de important. Toate premiile sunt importante. Iulia, tu o să faci curse. Hai să vin și eu mai aproape. O să vin și eu mai aproape și pe măsură ce vor veni fetele ne vom îndepărta noi de ele. Așa că Miss Simpatica, doamnelor și domnilor, să vină în față, să-i dăm o diplomă și domnișoarei cu numărul 5. O felicităm pe Georgiana Constantin. Ea este o simpatică, așa a decis juriul, numai că tot ei au decis că astă seară va mai fi o simpatică, adică două simpatice. Cine va fi oare a doua simpatică? Iulia, nu te întreb pentru că tu știi, pentru că tu ai diploma în mână, așa că o vom pofti pe scenă, în față și pe numărul 12. A doua simpatică din această seară se numește Dănuța Răduță. Bravo, bravo, bravo. Am ajuns acum la cea mai elegantă. Olga, uite, Olga le oferă flori, iar merita să fie cea mai elegantă, după părerea mea, numai că juriul a decis așa. Miss Eleganța 2009, doamnelor și domnilor, numărul 7. 7. Numărul 7 se numește Mădălina Aciobăniței. Merg și eu să o felicit și să-i înmânez diploma. Mă uit de fiecare dată pe bilețelul pe care l-am primit, să fiu sigur că nu greșesc, am mai făcut-o, știu, e omenesc, dar măcar acum la finală să fim cu emoții și cu oboseală, dar să fim totuși corecți și să fim atenți. Deja am uitat cine urmează. Urmează Miss Telegenica. Miss Telegenica este cea care va lucra prin contract cu noi, cu televiziunea cea mai importantă din lume, cu OTV, la mine la emisiune, așa că dacă eu o vreau sau nu, nu contează, juriul a decis. Miss Telegenica 2009, numărul 4! Felicitări, Ioana Florina Boboc! Ioana Florina Boboc, voi fi șeful tău. Poți să-mi spui să rămână șeful, vrei, nu vrei, sau vreau, nu vreau, vei lucra cu mine, asta este. E contract, nu spunem decât am înțeles șeful. Un alt premiu care nu a apărut până acum, dar a apărut și apare de fiecare dată în finală. Se numește Miss Summer. Miss Summer are un titlu important, pentru că este un premiu important, pentru că merge la o domnișoară care nu se aștepta, sunt sigur, dar iată că ea va fi numărul 15. Numărul 15 se numește Ana Maria Moța. Dar nu se aștepta, am auzit discuții pe hol, spunea dacă aș lua, aș vrea să iau așa și așa, uite că a fost să iei Miss Summer.
In the summertime, na 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 na. Și popularitatea se apropie. Cine va fi? Miss Popularitate 2009, la Miss Plaja 2009, să iasă în față domnișoara de la numărul 3. Domnișoara cu numărul 3 se numește Andreea Ivan. Andreea Ivan este diploma. Miss Popularitate. Felicitări! Și acum un premiu care pe mine mă face să zâmbesc. Se numește Miss Fițe. Adică în acest moment vom alege o fițoasă. Cea mai fițoasă, dacă mă întrebați pe mine, aș spune simplu, Iulia. Mulțumesc! Cu mare drag, oricând, știi că te apreciez. Numai că așa am primit de la onorați jurați să spun și mi-au zis, ieși în față și spui, Miss Fițe numărul 2! Am spus. Ea este cea mai fițoasă de aici. Ești o fițoasă, să nu te văd, să nu mai faci fițe că te duci acasă. Cea mai fițoasă concurentă din această vară se numește Laura Arsene. Să-i mânăm diploma ei de Miss Fițe. Felicitări. Felicitări. Nu pot să te pup că ești fițoasă și mie nu-mi plac fițoasele. Și am ajuns la ultimul premiu cu titlu, în afară de cele 3 Miss Plaja și în afară de cele 5 care merg la Milano, Miss Vacanța. Miss Vacanța este o domnișoară care e așa în lumea ei, permanent, este în vacanță, permanent a fost în vacanță, a fost, este și va fi numărul 6! Se alătură șirului de premiate Violeta Angel. În acest moment, Olga, să-mi păstrezi și mie un buchet de flori, te rog. Vreau să ofer și eu unei premiante importante. Ție, Iulia, să n-ai emoții că ție ți-l dau. Știu că urmează locurile 3, 2, 1 și o să spuneți hai odată, hai odată, Gabriele, cine va fi Miss Plaja locul 1? Nu știu. Are Iulia diplomele, nu m-am uitat pe ele, dar o să mă uit. Luăm o mică pauză, ne relaxăm puțin. Aole, sper să nu mă omoare cineva între timp. Vom numi cele 5 domnișoare care au fost alese de domnii italieni care vor pleca la Milano. Atenție! Prima domnișoară din cele 5 poartă un număr cu două cifre cu 2, adică 22. 22! Este vorba de Oana Cușlariu, este din Botoșani și are 20 de ani. Buongiorno, principessa! Come stai? Dacă nu știi italiană, trebuie să înveți. Hai să vedem o altă domnișoară care pleacă în Italia. Cine vrea să plece? Nu vrei. Uite, cineva a spus nu vreau. Nu, cine vrea? Vrea, nu vrea, trebuie să plece, așa este, așa s-a hotărât să iasă în față domnișoara cu numărul 25! Numărul 25, Andreea Nițu din Ploiești, are Andreea 21 Nițu. De ani și a câștigat locul întâi în ediția cu numărul 9. Așa că, uite, totuși, au pus ochii pe tine și au zis, o vrem la Milano dacă ne-o dați. Juriu a zis, ok, hai să vedem și să o vedem și noi la Milano. Așa că, Andreea, la Milano. Cu tine mai merge încă o domnișoară, de fapt mai merg încă 3. Următoarea care se apropie are un număr tot cu 2, adică 2, dar lângă 2 mai are un 7, adică 27. Felicitări, Florina Valentina Trandafir din București, are 16 ani și a câștigat locul întâi în ediția cu numărul 8. Penultima milaneză, cum să-i spun, e corect? Cea care va pleca are un număr apropiat de 27, adică 28. 28. Este vorba de Diana Gabriela Găletușe, are 16 ani și este din Galați. Diana a câștigat Miss Palm Beach în ediția cu numărul 5. Și ultima, a cincea care va pleca la Milano, ultima, adică are și ultimul număr, v-ați dat seama, 30. Să o felicităm și pe Sabrina Mihaela Manea, are 18 ani și este din Călăraș. E, și acum gata distracția.
Gata distracția, pentru că suntem la cele 3 premii Miss Plaja, locurile 3, 2, 1 și locul 3, doamnelor și domnilor, merge la domnișoara cu numărul și ce mai faceți, cum e acasă, emoții mari. Hai să spunem 17! Domnișoara cu numărul 17 se numește Daniela Ursache. Hai să-i dăm o diplomă și să o pupăm. Îi dai o diplomă, te rog? Mă mai gândesc. Hai, gândește-te, dar totuși oferă-i o diplomă. Locul 2. Locul 2, Miss Plaja 2009. Eu aș fi dat altei domnișoare. Dacă mă întrebați pe mine, aș fi dat numărului, dar n-a fost să fie, adică n-am nici măcar putere consultativă, nu m-a întrebat nimeni nimic și au zis simplu. Noi am hotărât așa, 23, e vreo problemă? 23. Este vorba de domnișoara Alexandra Corciovei. Felicitări! A mai rămas una singură. Îmi bag bilețelul în buzunar. Până scot mâna, deja am uitat ce număr este. Ce număr o fi? Nu știu. Îmi spun în casă că mai bagă bla bla bla, bla bla bla, mai trage de timp, vorbă multă, dar nu vreau ca cineva să moară de inimă. Iulia, ești bine? Ești pregătită? Hai să strigăm în cor. Știi ce număr poartă domnișoara respectivă? O să te las pe tine, e onoarea ta să o anunți pe câștigătoarea titlului Miss Plaja 2009, chiar da, în acest moment. Lasă-mă, îmi bate inima. Știți, hai să aud în public cineva să strige numărul, cine este Miss Plaja 2009. Hai să vedem, hai să vă aud. Numărul? Multe numere, m-ați derutat total. Doamnelor și domnilor, în acest moment s-a terminat vara, s-a terminat Miss Plaja. Avem și o finalistă, o avem pe Miss Plaja 2009, avem cui să oferim coronița. Juriul a hotărât. Miss Plaja 2009, domnișoara cu numărul 18. Să o felicităm pe domnișoara Amalia Chișavu. Amalia Chișavu are 15 ani. Și este din, nu știu de unde este, nu vreau să spun o prostie. Târgoviște. Este din Târgoviște. Uitați, însuși domnul președinte, care își asumă acest concurs, recunoaște, domnule președinte? Bineînțeles. Recunoaște, da? Împreună cu organizatorul principal, domnul Chermani, ce mai rămâne de spus decât atât? Mulțumim mult de tot că ne-ați suportat o vară întreagă. Sperăm că a fost pe placul dumneavoastră sau am fost în asentimentul dumneavoastră. Dacă nu, ne vedem la anul. Mai e o șansă pentru la anul. Noi, umilele gazde, Iulia Năstase și Gabriel Fătu, vă spunem la revedere. Vă mulțumim a mia oară și să ne vedem cu bine și la anul, tot aici la Palm Beach, la Miss Plaja 2010. Să ne vedem cu bine!